Jurnalistul Ion Cristoiu oferă detalii incendiare despre poza lui Sebastian Ghic cu Laura Codruca Kövesi, se vede butoaiele din cram. Interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghic, a produs un adevărat haos în lumea politică, dar sublinierei în justiție. Jurnalistul oferă acum detalii incendiare despre celebra poza pe care Ghic ar avea-o cu sublinierea fadna, Laura Codruca Kövesi. În direct la România TV, Cristoiu a spus că aceasta ar fi o poză destul de veche, din tinerețea celor doi. Eu am blestemul pozelor pe care îl fac cu politicieni. Știu cine sunt în fotografie. E o poză la Ghic acasă în cram, se vede acolo butoaiele. O poză de nunt. De ce fuge Kövesi de ceva din tinerețea ei, a spus Cristoiu.